3 săptămâni am utilizat aproape zilnic laptopul Asus ZenBook Flip UX360U, un laptop convertibil, performant, cu ecran touchscreen ce se poate roti la 360 de grade. Culoarea a fost cea care a atras imediat atenția tuturor celor care l-au văzut, pentru că modelul testat de mine a fost unul rose gold strălucitor, balamalele fiind chiar lucioase. Poate modelul pe green keys o să vă placă mai mult. Dimensiunile nu sunt tocmai foarte mici. ZenBook Flip UX360 nu este un laptop convertibil foarte subțire sau foarte ușor. Are 13,9 mm grosime și o greutate de 1,3 kg. Pentru că ecranul se poate roti la 360 de grade, laptopul poate fi folosit în mai multe poziții, chiar și pe post de tabletă. Balamalele sunt cele care permit o rotire completă, menținând ecranul deschis într-o poziție singură. Carcasa exterioară are un model circular ce se regăsește la mai toate modelele de laptop de top de la Asus. El reflectă foarte interesant lumina, iar partea bună e că nici nu atrage amprente. De fapt, întregul laptop are o construcție metalică exterioară foarte reușită din aluminiu. Interiorul este tot metalic și tot rose gold. Porturile acestui laptop sunt slot pentru carduri SD, două porturi USB 3.0, port HDMI, conector de alimentare, un port USB tip C și conector audio de 3.5 mm. În plus, are și butoane speciale de volum și power on-off pe partea stângă, pentru moldul tabletă, și are și o grilă de aerisire. Boxele sunt realizate în colaborare cu Ice Power și se aud destul de bine pentru un laptop. Ecranul touchscreen de 13,3 inch este unul destul de reușit, deși este mult prea lucios și are o luminozitate nu prea bună. În lumină naturală am avut ceva probleme cu reflexia. Culorile și contrastul, în schimb, sunt foarte bune, iar reacția la input-ul tactil este imediată. Datorită sistemului inteligent implementat pe Windows 10, Asus ZenBook Flip UX360 își poate modifica rapid interfața pentru utilizare în modul desktop sau în modul tablet, mod ce blochează automat tastatura fizică și touchpad-ul. SSD-ul SanDisk de 256 de GB este pe M.2, adică este ceva mai rapid decât varianta pe SATA. ZenBook Flip UX360 are noul procesor Kaby Lake 7500U, o variantă îmbunătățită din punct de vedere al performanțelor față de generația anului trecut, 6500U, un clock speed mai mare și performanțe în medie cu 10% mai bune pentru același consum. Laptopul devine zgomotos la o utilizare intensă, dar mi s-a întâmplat doar de vreo 3 ori să-l solicit atât de mult încât să pornească ventilația. Tastatura metalică cu finisaj mat se simte incredibil de bine. Tastele par puțin mai înaltă decât la un alt astfel de laptop și oferă o cursă destul de lungă a tastelor, de 1,5 mm. Iar asta parcă conferă o mai bună acuratețe în tastare și un feeling de tastatură normală de PC. Dar parcă laptopul și arată foarte bine cu acest model de tastatură. Chiar cred că este cea mai reușită tastatură pe care am văzut-o la un laptop. Din păcate, iluminarea nu doar că este extrem de slabă, dar nici nu pare uniformă din cauza transparenței diferite pe textul de pe taste. Touchpad-ul este destul de mare și foarte ușor de folosit. Rar testez laptopuri la care să nu simt nevoia de un mouse, iar Asus ZenBook Flip UX360 se numără printre ele. Am reușit să folosesc laptopul aproape 8 ore până am fost nevoită să-l pun la încărcat. Rar l-am folosit în modul tabletă. Producătorii se laudă cu o autonomie de până la 12 ore. Încărcătorul este destul de lung, ceea ce pentru mine este un plus. Tabletele nu mai sunt la căutare, dar un laptop performant ce se poate transforma într-o tabletă, nu văd cum ar putea să nu fie apreciat de către cei care sunt mereu pe drum și nu prea au timp de relaxare. Te poți uita comod la filme și în avion, în tren sau poți folosi laptopul pentru o prezentare importantă. Prețul lui este de 4.100 de lei acum, cu 20% reducere pe eMAG.